Cei doi au rămas înzăpeziți după ce au luat cu mașina la ocazie un bărbat și pe fiul acestuia, pe care i-au dus până în localitatea Bălăceana. La plecare au fost sfătuiți să meargă spre Suceava pe drumul care duce spre Vâlcele. După ce au mers cu mașina aproximativ 2 km, tinerii au rămas blocați în nămeți. Speriați, cei doi au pornit pe jos prin zăpadă. După aproximativ un kilometru de mers prin zăpadă și vânt, cei doi au văzut luminile de la o fermă, unde au fost primiți de proprietari și de angajați. Au vrut să meargă la noi, inițial la fermă, dar le-a fost frică, au spus că nu, e mai departe de la drum, mai au cam vreo 500 de metri și le-a fost frică și de câini și de tot. Da, au avut, așa au fost să fie, ca să stăm să-i auzim, că după ce intri în casă... Dar i-ați auzit de afară sau cum a fost? Câinii lătrau. Câinii lătrau și am ieșit afară. Ajut, o să înghețe afară. Toate șansele, nu să înghețe, dar până în sat și până la, să ajungă la primărie, totuși mai aveau ceva drum. Și fata era destul de speriată, chiar... Aici, până la prima casă, cât e până în sat? Mai e vreo jumătate de kilometru. Chiar mai bine. Kilometru, da. Chiar un kilometru. Până în fermă la noi, 1,7 km de aici, da. Chiar 1 km. Și au mers pe jos până la dumneavoastră la fermă? Da. Și acolo au strigat? Da. Au plătrat câinii și noi am zis, băi, ieși unul până afară să vedem ce se întâmplă. Stat mașina exact unde a fost înzăpezită și a venit pe jos până la becuri. Ei au văzut inițial becurile de la cealaltă fermă. Și le-a fost frică, pentru că e de la drumul principal încă 500 de metri în câmp. Le-a fost frică. Tinerii au sunat la 112. La fața locului au ajuns autoritățile locale, pompierii de la ISU Suceava cu o autoșenilată, dar și localnicii. Mașina lor a fost scoasă din zăpadă de localnici și reprezentanții primăriei, care au intervenit cu buldo-excavatoarele. Eu îndruma cineva să meargă spre Suceava și s-au vândat în urmă. S-a dus la fermă, s-a mers la fermă, la băiat ce-l-au văzut lumini și... Când se mai puteau întoarce înapoi. Legătorul vă spune. Și oamenii de partea... Nu puteau să plece de acolo cu nimic, nu? Nu, n-aveau. Dar oamenii de partea cealaltă, dacă se înfundă aici, cum pleacă de aici? Așa circulă, cu căruța, cu ce mai pot. Nu curăță nimeni, nu vine mașina, nu vine nimic. Dar e drum comunal, e... E drum județean. Drum județean și unde duce? De la Bălăceana, unde merge acolo? Merge Vâlcele, Costina, Stroiești, asta în partea asta, înainte, spre Suceava. Oamenii respective din Bălăceana iau un drumat, pentru că pe aici ajung mai repede la Suceava. Cau cam 10-15 minute maxim. Dar nu s-au gândit și la faptul că nu se poate circula. Am rămas în drum. Și au avut inspirația să întoarcă pe jos înapoi, unde văd lumină. Și să strige. Și au ajuns la fermă la colegi. Și așa i-am ajutat. Păi n-am pus soția de la Baia Mare, bine? Și am făcut un bine, am luat la ocazie un copil de 6 ani și pe tatăl respectiv. Și na, i-am adus, mi-a fost milă de ei și i-am adus aici în satul ăsta la dumneavoastră. Și na, am rămas noi înzăpezit apoi. Dar noroc de autorități că și-au făcut treaba și... Și de oameni. Și ce ați făcut? Ați sunat la 112? La 112 am sunat și după aia am fost contactat și de pompieri, și de poliție, și de agenții de aici din comun, și de la Suceava. Și cum am intervenit? Cum v-au ajutat? Ce au putut, vă dați seama, au dezăpezit, au venit cu tractoare, cu utilaje și au făcut treaba. Cât s-au mișcat foarte repede. Am mers noi un kilometru până la fermă. Da, da, când a venit autoritățile, am stat în fermă, ne-au... Totul în seară, 4 persoane au rămas blocate în câmp într-o mașină pe drumul care face legătura între Milișeuți și Gura Solcii. La fața locului s-au deplasat pompierii de la detașamentul Rădăuți cu o autoșenilată, iar oamenii au fost scoși din nămeți de localnici până la sosirea acestora. Opriți-te, picau și opriți. Lasă-i!